Crezi că Dumnezeu este dornic să vină imediat să rezolve problema ta? Mulți creștini nu reușesc în acest aspect. Ei știu că Dumnezeu are tot ce au nevoie și vor admite că El are grijă de ei. Însă când Domnul nu răspunde imediat strigătului lor, ei se gândesc la tot felul de motive pentru care El nu ar dori să vină în ajutorul lor. Pe muntele Carmel, Ilie a vorbit cu îndrăzneală despre Dumnezeul lui i-a tachinat pe preoții lui Baal, acuzându-le Dumnezeul de neglijență față de copiii săi. Și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând, Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat mai tare, și, după obiceiul lor, și au făcut tăieturi până ce a curs sânge pe ei. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare minte. Un împărați, capitolul 18, de la 26 la 29. Luați aminte la aceste cuvinte din nou. Nu s-a auzit niciun glas, niciun răspuns, nici un semn de luare minte. Ceea ce a descris Ilie este exact modul în care îl acuzăm noi pe Dumnezeu. Noi ne rugăm, strigăm cu glas tare la Dumnezeu, dar ne ducem în drumul nostru, necrezând că El ne-a auzit. Plecăm din prezența Domnului, plecăm din cămăruța noastră tainică de rugăciune, îndoindu-ne că Dumnezeu a luat aminte la strigătele noastre. Domnul este întotdeauna gata să asculte și să răspundă strigătelor noastre după ajutor. Îmi place cum a spus David despre Domnul, căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei care te cheamă. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Psalmul 86, versetul 5 și 7 Dumnezeu așteaptă strigătul inimii tale frânte, rostit în credință de copil.